Ți-ai imaginat cum ar fi dacă ai sta într-o casă care practic este cu susul în jos? Ai în poenar din Bumbești Pițic vis-a-vis de Castelul Vrăjitoarelor pentru a trăi o experiență cu adevărat deosebită. Căsuța răsturnată a fost creată de Alex Ducu, aceeași persoană care a creat și Castelul Vrăjitoarelor. Alex Ducu spune că a muncit foarte mult, treaba nefiind una ușoară. Vizitatorilor le vine greu să creadă că Alex Ducu și prietenii săi au reușit să prindă mobila în tavan, care de fapt este podeaua căsuței răsturnate. Au prins și electrocasnice, cești, farfurii și un televizor perfect funcțional. Interiorul căsuței răsturnate atrage și mai mulți vizitatori, deoarece fotografiile făcute din căsuță pot fi întoarse în programul de editat de pe telefonul fiecarei persoane care vizitează căsuța și pot fi postate pe rețelele de socializare, dând impresia că persoanele din fotografii stau cu capul în jos. Ducu vrea să amenajeze și un parc de aventură cu tiroliene pentru copii în curtea căsuței răsturnate, alături de multe alte opere de artă în plastic, cum ar fi mașina răsturnată din fața căsuței. Pentru mai multe informații despre această atracție turistică, puteți intra pe pagina oficială de Facebook Căsuța Răsturnată sau pe primul link din descriere. It's alarming, it's alarming.